seara, sunt Natalia Chirtenie. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Nimeni nu mi-a dat răspunsuri. De jumătate de an, Galina Cernalevski din satul Costești, Ialoveni, își caută soțul. Eu am început să mă alarmez, adică am sunat la ambasadă, la frontieri. Ambasada a spus că nu au legătură, nu au nimic cu dânsul. Mihail Cernalevski, de 36 de ani, s-a pierdut fără urmă după ce s-a pornit la muncă în Portugalia. Soția bărbatului spune că în drum, când traversa Ucraina, lui Mihail i s-a făcut rău, iar medicii l-au dus la un spital din Lvov. De atunci nu mai are nicio veste de la el. Problema intră asta că ceva nu-i curat la mijloc. Zeci de anunțuri pe rețelele de socializare și căutările polițiștilor din Republica Moldova și din Ucraina nu i-au adus niciun răspuns Galinei. Mai mult, femeia a început să-i bănuiască pe apropiații lui Mihail că ar ascunde adevărul despre dispariția bărbatului. Eu am zis că spune, te rog, poate știi ce faci, poate nu vrei să-mi spui. Și eu am spus că nu știu și gata, atât. Nimeni nu vor să-mi dă explicații, nu înțelegem noi singuri și tot Vladimir. Ce versiune are Galina Cernalevski despre dispariția soțului său? Ce i s-ar fi întâmplat lui Mihail în autocarul care îl ducea spre Portugalia? Ce povestesc oamenii care l-ar fi văzut pe bărbat în ziua dispariției? Dar și ce anume au făcut autoritățile pentru a-l găsi pe Mihail Cernalevski? Aflați în această ediție. Socrul lui Mihail l-a petrecut în dimineața în care el s-a pornit în Portugalia. El povestește că ginerele lor era bine dispus și că a așteptat nerăbdător ziua plecării. Haideți să auzim ce crede el despre dispariția lui Mihail. Să-l întâmpinăm. Bine ați venit, domnule Mihail. Vă rog să luați loc aici. Mulțumesc. Domnule Mihail, cum vă amintiți ziua în care l-ați petrecut în drum? Pentru că am înțeles că anume voi l-ați petrecut în Portugalia, da? Da, el, vă spun de drept cum, a cerut de cheltuială pe drum de la mine. Primele zile când aproape se duc încolo, se ca când a rămas bun cu mine, el, cum vă spun, ulea cum ai cinstit cu prietenii lui, cu asta, că el se duce. Dar eu știu că Mihail s-a pornit împreună cu alți doi bărbați. Da, el... Cine erau aceștia? El mi-a spus că prietenii lui din sat. Așa, chiar i-a numit prieteni? Da. Sătenii lui, unde a trăit el, la Ciocălteniu Arhei. Dar ce trebuie să facă Mihail în Portugalia? Se duc la lucru, la ce stroică. Fel de lucru? La stroică. Știu că aproape 2 ani, fiica dumneavoastră, da. Galina, da. Se afla în Italia. Da. Și acum vreau să vă întreb, cum era relația lor la distanță? Mihail aici, Galina în Italia? El ține mult la dânsă și el vrea să o aibă lângă dânsul. Și Galina... I-a spus, dacă găsesc de lucru, să vină după dânsa la Italia. Acesta era planul lor. Da. Așa. Domnule Mihail, dar cum ați aflat că ginerele dumneavoastră a dispărut? Mie mi-a spus că eu tăman în ziua și eram la muncă. Și gramind țara acasă, mi-a spus fișorul cel mic că ea că s-a dus cu prietenii sătenii și ea cu dânsul. Și aș servit poate prin rutiera lor acolo alcool sau ceva și s-a întâmplat că el a dispărut. Pașaportul este... Unde este pașaportul? Unde a rămas pașaportul? La buniță, unde l-au dus băitanii ăștia din sat. La care spital? În Ucraina. O să au trecut drumul dincolo de graniță. Dar de ce a ajuns el la spital, știți? El s-a dus, l-a dus băieții că la dânsul o spit sânge de pe gură și pe nas. Poate aș avut pe drum conflicturi cu așa băitanii și ei din sat care s-a dus el. Și l-aș părit cu
o ceva, ori cu o sticlă de bere, ori cu o ceva în cap și... Așa credeți că s-a întâmplat și de asta da, a fi ajuns la spital? Chiar băieții cei cu care a plecat sau ei l-au dus, că când am înțeles de la asta că l-au dus la bolniță și acolo l-au dat ca în împrinire la bolniță și băieții s-au dus mai departe. Dumneavoastră, ce credeți? El ar mai fi în viață? Eu mă gândesc că nu a fost așa un băiet bătăuș să bată el. La mine niciodată nu a zis un cuvânt, era o mă întreba de 10 ori. Tată, să fac așa sau să nu fac? Dar așa nu a fost conflictul între noi în familie. Numai că era greu că au trei copii și nu li se ajunge cheltuiala. Că trebuie îmbrăcați, trebuie... Și desori ajutam și eu. Не редкость то, что пропадают люди. То есть занимаюсь этим не первый год, поэтому причины абсолютно разные могут быть. То есть здесь может быть такой вариант. Мы сейчас можем перечислять очень много ситуаций, но знаете, как есть выражение? Не важно, что мы знаем, важно, что мы можем доказать. Я могу сейчас перечислять историю, как его похитили и специально везли на органы. Я не знаю, я не общался с этими людьми. Может быть, в рабство. То есть статистика показывает о том, что в нашей стране, допустим, ну, есть, так скажем, официальные цифры, а есть решение Госдепартамента США, вот последнее в этом году, по Молдове. То есть там озвучиваются цифры, 1300 человек пропадают ежегодно как в трафике, да, то есть они или в рабство попадают, или там сексуальное рабство, плюс 30% это дети. То есть, причем не обязательно статистика. Они когда, куда-то увозятся, они официальные могут прямо находиться цифры, и в нашей официальные стране. Цифры озвучиваются о том, что 1300 человек это вот в официальной статистике, что официальные цифры в 20 раз больше. То есть из 1300 человек... реальные цифры – это 26 тысяч человек за последние 4 года. Пропало из Республики Молдова. Ужасающе. И находились потом, ну, знаете как, мы можем определить, по какой причине они пропали. Это тогда, когда мы уже нашли человека, да, и уже установлено, что он был похищен или не похищен. Что говорить об Украине, то, ну, буквально 2 года назад был очень громкий, так скажем, шумиха была вокруг репортажа, когда людей... которые добровольно ехали в Украину для того, чтобы впоследствии за границу продать там кто почку, кто что, то есть и бывало, что пропадали полностью, то есть людей разбирали на запчасти. Это реальная история, то есть реальные сюжеты. К сожалению, журналисты сразу заболели и каким-то образом исчезли из этого мира, то есть они не живые. А те, кто мог что-то сказать, уже молчат. То есть это, знаете как, мы можем говорить о каких-то преступных, да, причинах пропажи, да, уголовные, там, похищение или вот как я до этого сказал. А может быть банально просто какая-то семейная ссора, и люди не хотят видеть друг друга, знаете. În această seară discutăm despre Mihail Cernalevski, de 36 de ani, din satul Costești, Ialoveni. Bărbatul s-a pornit cu un autocar la muncă în Portugalia. Când traversa Ucraina, în timpul unui popas la o stație Peco din orașul Lvov, Mihail s-ar fi lovit la cap și a fost dus la un spital. Apropiații lui au reușit să afle de la polițiști că Mihail ar fi refuzat spitalizarea. De atunci, rudele nu mai au nicio veste despre el. Mai devreme, l-am auzit pe socrul său, care nu exclude că ginerele s-ar fi încăierat cu cineva dintre pasageri și după asta ar fi ajuns la spital. Astăzi vom mai auzi și alte versiuni de la apropiații lui Mihail, dar și declarațiile șoferilor autocarului făcute pentru poliție, la fel ca și mărturiile pasagerilor. Acum, în platoul nostru va intra cumnatul bărbatului dispărut, care vine și el cu o bănuială. Grigore, te așteptăm! Bună seara! Bună seara, Grigore! Bine ai venit la noi! Te rog să iei loc. Grigore, eu știu că tu te-ai implicat mult în căutările cumnatului tău și vreau să aflu de ce tu. De ce eu, sora nu, cu limba rusă cam nu prea, și când vorbiți chiar și cu doctorii și cu polițistul de acolo care duce cazul lui Mihai... Tu te referi la ucraineni. Nu puteți să-i lămurească și nu înțelege.
Și de atâta eu am luat asupra mea tot. Ai luat inițiativa în mâinile tale. Da, eu am început să vorbesc și cu polițistul de acolo, cu ambasada. Așa? Și ce ai reușit să afli? Iată, până în acest moment, ce informații ai? Informații nimic n-am, nici de la ambasadă, nici de acolo. Bine, tot... ce știi până acum? Ce ai reușit, iată, să aduni? Am povestit înainte de a intra tu, pentru că tot de la tine am aflat aceste informații, că totul s-a întâmplat într-o stație PECO din Lvov, Ucraina. Da. De așa. Acolo, cum ne-a spus tot domnul Dumitru, polițistul, că lui s-a făcut rău și a căzut jos, că nu a ieșit din autobuz, din autocar. Așa. Nu a ieșit. Niște fete de la stație au chemat ambulanța, au chemat și pe dânsul l-au luat ambulanța. Autocarul a plecat mai departe și l-a dus la spital. Grigore, am înțeles că tu comunici cu polițiștii din Ucraina, ei ce spun? Îl caută, nu-l caută? Da, ce se întâmplă? Caută, o dată în Rozusc, prin Lvov, prin Kiev, odată. Dar la dânsă e problema că polițiștii noștri au trimis târziu cererea lui, care asta e, care să înceapă căutările. Și domnul Vladimir ne-a spus că când a început căutările, de-am trecut aproape 3 săptămâni. Până ce a ajuns cererea de la noi acolo. Și toate videocamerele care e pe drum, să vadă măcar în ce direcție a apucat-o el, s-o șters toate informațiile cele. Și este numai informații când el a ieșit din spital. Și gata. Dar ai spus că el a fost dus cu ambulanță la un spital. Da. Așa, știi ce s-a întâmplat acolo? La spital a ajuns, cum ne-a spus domnul Vladimir. Așa. A ajuns la spital... Doctorul s-a uitat la dânsul, l-a mai am pasat acolo și el a scris foaia asta care refuză de spitalizare. Da, de spitalizare. Și a ieșit din spital. Sara, undeva la ora 5, niște trecători l-au văzut că el era jos. O chemat încă o dată ambulanța. Și el ajunge iar la același spital. Da, ajunge iar la același spital. A ajuns. Așa. Și el iară, cum mi-au spus medicii, că a fugit din spital. Chiar a fugit de data asta? Da, așa a spus, că a fugit. Dar documentele toate erau la spital. Deci el a fugit lăsând toate actele la spital și ele și astăzi se află unde? La domnul Vladimir. În Ucraina, la anchetatorul ucrainean. Da. Tu ziceai mai devreme de acele imagini dispărute de pe camerele de supraveghere, da? Da. Și eu știu că ai și o versiune în legătură cu aceste imagini dispărute. Da, este. Ce crezi? Tot din ziua aceea, o cameră l-a prins pe dânsul, este, cum el a ieșit din spital. Iată, avem niște imagini, da? Aceste imagini sunt de la camerele de supraveghere, da? Da. Din spital, da? Așa ți s-au prezentat. Și acesta este Mihail, deci chiar îl recunoașteți clar, da? Da, că este el. Așa. Este numai o cameră când l-a prins, dar a doua oară când l-a adus la spital, nu este. Așa, și asta despre ce îți vorbești? Bănuit că ceva s-au ascunde doctorii, ascund ceva. Ce crezi că ar putea ascunde medicii de acolo? Tot sunt multe cazuri care chiar și medici sunt complicați în toate organele. Este când e omul și al de la organe. Sunt multe cazuri care sunt. Eu tot las așa și bănuiesc și de asta. Este o bănuială strașnică. Da, este o bănuială. De ce atunci medicii, dacă el a lăsat documentele în spital, ei nu au sunat la organele de poliție și spui că ca un om a fugit din spital și documentele lui este la noi. Eu dat documente la polițiști lui domnul Vladimir, asta peste 3 săptămâni aproape. Abia. Deci nu au anunțat poliția imediat ce a dispărut Mihail din vizorul lor? Nu au anunțat. Și asta, cum crezi tu, la fel de debănuit? Da, debănuit. Domnul Vladimir, anchetatorul de acolo, tot ne-a spus că acolo ceva nu-i curat. Zi-mi, te rog, iată, probabil că ați studiat atent aceste imagini. Aici, vi se pare Mihail cumva altfel, neobișnuit ceva ați observat în aceste imagini? Da, la partea dreaptă, la față, el îți cunoaște că are o lovitură și la ochiul, partea stângă, la ochi, de sub tăi vânăt.
E vânăt. Și da, asta da, da, înseamnă că s-a lovit, da? Așa cum și spuneau. Sau crezi că a fost chiar bătut? Eu tot dădeam de bănuit că el mai avea probleme de astea când scula de pe somn și putea să nu-ți dai seama unde se află. Și putea să făcu ceva în autobus, poate cineva l-a lovit acolo. Chiar în autobus. Dar până la urmă, medicii, când l-au dus la spital, ce au spus? Medicii... Are semne de bătaie. Ce cu el? A spus că are o lovitură la cap și ne-a spus, am uitat cum se numește, nu tumoare, dar am uitat cum ne-a spus, 55%. Hematomă mă tincă. Am uitat cum se numește, 55% oare. Totuși mai mult subînțelege că totuși a fost o bătaie după beția lor. Altfel, deocamdată nu pot să-mi explic. Dar uite, tăticul tău mai devreme a spus că chiar înainte de drum, el a băut, da? Că a chefuit înainte de plecare, așa? Dimineața cei chiar că nu a plecat el, ne-am întâlnit în rutieră. Din sat până la Chișinău am vorbit încă în rutieră. Eu tot de-am cum nu servisem chiar, și era să-i sunt dacă el băuse mult de cusară. Cu omul, da, dacă bie mult de cusară, sună în autocar și vrea să servească copii, sau să dreagă, cum să pocmelească. Nu i-am simțit zapăcul de băutură. Deci era treaz. Treaz și nu era în stare de... Că eu i-am spus, zic, vezi să ajungi totul cu gine, te duci la Chișinău, dar să nu duci la autocar, dar să nu servești, că la România, dacă te simți cu miros de băutură, nu îți dă voie să treci granița. Dar eu nu înțeleg cum a fost itinerarul acestui autocar. Deci chiar am vrut să vă întreb, ce căuta autocarul în Ucraina dacă pleca în Portugalia? În Portugalia, când pleci, te duci prin România, prin toată Europa, prin Ungaria, nu? Ce căuta în Ucraina? Atunci când, taman în primăvară, era carantină istiană și poate posibil era închis granița la România. Deci voi nu cunoașteți ce a mers prin Ucraina. Da, sau erau multe mașini la Ucraina. Dar ca să înțeleg, autocarul acela, el a ajuns în Portugalia? Da. Ceilalți oameni au ajuns în Portugalia cu bine. Peste cât timp voi ați aflat că el nu a ajuns în Portugalia? Cum ați înțeles că el a dispărut? Iată întrebarea mea. De pe telefonul lui, când a căzut el jos, eu căzut și telefonul. L-a luat un coleg de-a lui din autocar. Și îi spune tot lui să iei codul, să poată să trimită o sapșenie lui sora. Și el a luat codul cu Kinkuvai și eu trimis lui sora. Eu trimis mesaj că lui soțul tău i s-a făcut rău, l-a luat ambulanță. Că așa în orașul cu tare. Tot de telefonul lui, sora a aflat. Așa, ca să mergem mai departe, noi am solicitat un comentariu și de la poliție. Hai să vedem ce ni s-a comunicat. La 11 mai fiind inițiat dosar de căutare, categoria pierderea relațiilor de rudenie. Pe cazul dat, poliția la 13 mai 2021 a expedat o solicitare către autoritățile ucrainene din orașul Lvov, prin care a fost solicitată stabilirea locului aflării bărbatului din localitatea Costești. La 14 iunie a parvenit răspuns în care se comunică, precum că pe cazul dat, organele de drept din Ucraina au inițiat o cauză penală, însă deocamdată locul aflării bărbatului nu a fost identificat. Totodată, poliția din orașul Lvov a stabilit că bărbatul moldovean, la nicio zi distanță de la internare în spital din același oraș, a părăsit instituția, lăsându-și lucrurile personale, dar și pașaportul în instituția medicală. Dar poliția și zice, au rămas numai documentele sau au rămas și bani în spital? Bani nu au rămas în spital, banii nu ne-au spus de bani. Ne-au spus că au rămas documentele și un ghiozdan cu niște haine acolo. Și atât. Și ghiozdanul i-a rămas? Da, și ghiozdanul. Și mai am o întrebare, îmi spune așa, ca bărbat, ai stat vreodată seara cu dânsul de vorbă la un pahar de vorbă? Da. Și după primul, al doilea pahar, cum se simte el? El cum sport? Liniștit sau se zăvodește? El nu era de este complicat că să ai la bătaie, că să caute sfadă, nu era. El dacă servie acolo 3-4 pahare, îl ducea să culca. Era câteodată, chiar și la Rusie când eram, poate odată, dacă noi nu ducem câte 3 luni,
odată la două, trei ori, când, odată în an, se primește, că el putea să aibă școală, ca boimaticul, școala, și putea să facă treabă în cabina care dormea noi. Și fără ca să-și dea seama? Da, și... Deci era un fel de lunatism, da, nu? Da, și mai zicei, băi, și cu tine, și deodată să vină în șire, voi nu ne-am dar dat seama. Dar poate la asta, poate și hematoma asta la cap, lovitura asta la cap, poate și l-a dus la faptul că el nu realiza ce face. Sunt că el poate să găsit pe cineva acolo, Iana, și nu vrea să-mi spună. Eu cred că el undeva este prin Ucraina, mai mult decât precis. Video, то есть, так скажем, более старое оно есть, а более свежее оно пропало. Ну, да, m-am aflat că el ține legătura, s-a contactat cu altă. De jumătate de an, Galina Cernalevski din satul Costești, Ialoveni, își caută soțul. Mihail Cernalevski, de 36 de ani, s-a pierdut fără urmă după ce s-a pornit la muncă în Portugalia. Eu știu că Mihail s-a pornit împreună cu alți doi bărbați. El mi-a spus cât prietenii lui din sat. Aș servit, poate, prin rutiera lor alcool sau ceva și l-aș părit ori cu sticlă de bere, ori cu ceva în cap și... L-au dus băieții cu la dânsul o spit sânge de pe gură și pe nas. Fete de la stație au chemat ambulanța, au chemat și pe dânsul a luat ambulanța, autocarul a plecat mai departe. S-a întâmplat că el a dispărut. Pașaportul este. S-a dat și în Rozusc, prin Lviv, prin Kiev. Este numai informație că el a ieșit din spital și gata. Astăzi discutăm despre Mihail Cernalevski din Costești, raionul Ialoveni. La începutul lunii mai, bărbatul de 36 de ani s-a pornit la muncă în Portugalia cu un autocar. În orașul Lviv, din Ucraina, la o stație Peco, el s-ar fi lovit la cap și a ajuns la spital. Din câte au putut afla rudele, bărbatul a refuzat internarea și, de atunci, s-a pierdut fără urmă. De jumătate de an, soția îl caută pe Mihail. Mai devreme, l-am auzit pe cumnatul bărbatului care crede că lui Mihail s-ar fi putut întâmpla ceva grav la spital. Totodată, Grigore crede că sora lui Mihail cunoaște mai multe despre dispariția lui, dar ascunde asta. În curând vom afla ce spune ea, dar și pasagerii care se aflau într-un autocar cu Mihail. Iar acum să discutăm cu Galina, soția bărbatului dispărut. Ea se află în Italia și este în legătură directă cu noi. Galina, bună seara! Bună seara! Vă rog să ne spuneți, cum ați aflat despre dispariția soțului? Pe data de 7, la ora 11, mi-a scris Viberul lui și de pe WhatsApp-ul lui mi-a scris un băiet necunoscut că soțul dumneavoastră este în stare gravă și a luat ambulanța la spital. Și eu am scris un moment și ce s-a întâmplat și s-a întâmplat nici și doar, dar să-mi vezi mesaje. Am găsit pe internet să dau de numer de la spital, că mi-a scris că s-a dus la neurochirurgie, să caut spitalul de acolo, să dau să văd ce s-a întâmplat și nimic nu răspunde. Am așteptat 3 zile, după 3 zile am denunțat poliția. Ați anunțat poliția pentru că ați ajuns la concluzia că a dispărut? Vreau să știu când ați înțeles că Mihail pur și simplu a dispărut? Pur și simplu după 3 zile au fost... Vineri a dispărut, sâmbătă, duminică și luni au fost blajeni și am văzut că el nu apare 3 zile. Ceva ne-a dat de bănuit că ceva nu-i curat, pentru că la spital nu răspunde nimeni, nu dădem de nimeni și am denunțat repede poliția să vedem la frontiere, trecut sau nu trecut, ce s-a întâmplat, cum astea n-am dăm de dânsul. Ceva ne-a dat de bănuit că nu dă 3 zile de știere mie și nu mă sună prin căiurea. Așa. Galina, dar spuneți-mi, vă rog, deja, iată, în toate aceste luni, de când dispăruse Mihail, ați reușit totuși să vorbiți cu cei doi bărbați ca să vă explice ce până la urmă s-a întâmplat în autocar? De ce el s-a lovit și a ajuns la spital? Ce a fost acolo? Am sunat, am vorbit cu dânsii, mi-au spus că el s-a sculat de somn, el a rămas în autocar dormit, să băieții s-au dat jos la benzinărie. Și-și cumpere cafea, să fumeze și tot așa. El, băieții care era cu dânsul, au plecat și ei cafea. Când sunt toți cu cafeaua, el deja era jos la autocar, în fața autocarului, plin de sânge și la pământ stătea. O spus că după aceea eu acordat ajutorul.
și mai departe l-a luat ambulanța, nu mai știm nimic. Galina, eu acum vreau să vă amintiți puțin despre ultima discuție pe care ați avut-o cu Mihail. Când ați discutat ultima dată, despre ce era vorba și în ce stare erați amândoi, dacă nu era vorba de supărări, certuri sau altceva? Data de 6, la ora 11, când trebuia să-i pornirea, au făcut testul de COVID. Eu nu sunam și am spus că e tot ok la mine. După s-a suit în autocar. Noapte, pe mine, practic, am vorbit cu dânsul 2 ore. Eu am spus că eu vreau să mă odihnesc, să dorm alea, că eu zic dorm, mănânc și dorm. Și când ai să ajungi la frontieră, mă sun numai decât. El, când a ajuns la frontieră, a spus că trebuie să așteptăm o oră. Și eu am spus așa, zic, dar unde să mai vorbim? Am adăugat fetele, am vorbit cu fetele împreună, pe videocameră, pe WhatsApp, în grup, am vorbit cu copiii, am vorbit foarte bine, el tare bine s-a simțit. Eu nu cred că s-a simțit eu că el a avut schimbări în momentul ăla. Noi am vorbit foarte frumos, încă el a spus la copii, dragul tati, să aveți grijă, să știți bravo, că tata știe pentru ce s-a dus să facă bani pentru voi. Galina, uite, colegii mei au pregătit un subiect despre căsnicia voastră, ca să vă cunoaștem mai bine pe amândoi. Haideți să-l vedem. Atenție la ecran. Mihail Cernalevski are 36 de ani. În 2003, el și Galina s-au cunoscut la Moscova. Ambii lucrau în construcții. În scurt timp, ei s-au căsătorit. Rând pe rând, în familie au apărut 3 copii, 2 fete de 16 și 14 ani și un băiat de 10 ani. Noi amândoi am avut certuri. Problema la copii nu, noi niciodată când noi ne certam, nu a fost implicație că el să bată copiii sau să fie agresiv cu copiii sau să aibă bani și să fie cu banii deoparte, nu a fost. Galina și Mihail trăiau în casa părinților femei. Socrii spun că l-au primit ca pe propriul copil, întotdeauna l-au ajutat și nu au avut neînțelegeri. Bine, foarte bine să adresa la mine, tată, și trebuiește, poate și prin prejurul că se să ajute, da. Așa, n-am avut conflicturi deloc, foarte bucuros că și măcar ghine că mă tare mă ajută. Galina povestește că înainte de a pleca în Italia, ea a fost bucătar într-un restaurant din Ialoveni, iar Mihail lucra în construcții. Banii câștigați abia le ajungeau pentru a întreține copiii, astfel femeia și-a căutat un loc de muncă în străinătate. Problema că noi în ultimul timp când eu am hotărât să vin la Italia, el deodată era împotrivă. Adică nu. Pe urmă, noi am avut tare niște datorii acolo, Iana, la bancă și să nu crească, adică procente. El a spus că hai, duce pe 3 luni de zile, nu-i problemă. După plecarea femeii în Italia, Mihail a rămas acasă să le poartă de grijă copiilor. Da, cât el era acasă, el îngrija, că sora de-a mai pșcotare. El făcea mâncare, le spăla, le este. Din spusele Galinei, Mihail și-a dorit mult să muncească în Portugalia. El planifica să adune bani și să se mute în Italia împreună cu familia. Noi ne facem planuri, cum să facem, cum să ridicăm copiii, adică 3 copii, nu e așa de ușor de ridicat cu un salariu de 4.000 de lei la Moldova. Și noi tare mult ne-a stăruit. De ce după plecarea Galinei în Italia, căsnicia ei cu soțul era cât pe ce să se destrame? Ar fi oare acesta un motiv din care Mihail putea să dispară? Aflăm în curând. Ați plecat, ați zis inițial, pentru 3 luni în Italia, totuși aflarea dumneavoastră acolo s-a lungit. Cât timp sunteți acolo? Am 8 luni. Acest fapt, că ați lipsit de acasă aproape 2 ani, a afectat cumva relația voastră? Să zic așa, da. Eu am simțit din și privință. Când eu am venit la Italia și chiar foarte, foarte greu mi-a fost aici, Iana, el mă suna practic mai din 5 minute după, să zic așa, jumătate de an, eu am dat datoriile la bancă. Practic el nu m-a mai sunat, eu dar m-am aflat că el ține legătura, se contacta cu alta și adică nu aveți timp să mă suni. A, deci și chiar eu așa? Atunci cu dânsul. Deci chiar așa, Galina, deci ați aflat că el ar fi avut o altă relație extraconjugală? Da, am aflat că dispărea de acasă și nu vine acasă. Copiii vedea, dar eu spunea am amenințat că pleacă la lucru, dar nu a fost asta, până când el după mi-a recunoscut și a spus că iartă-mă, te rog din toată puterea, că nu o să mai repete așa ceva.
Și l-ați iertat. Eu am făcut asta doar de dragul copiilor. Adică nu am vrut să distrăm familia, am vrut să luptăm să mergem înainte. Galina, acum la fel de sincer, dacă puteți să ne spuneți, cum credeți, această dispariție a soțului dumneavoastră poate avea legătura cu faptul că relația voastră nu mai mergea la fel de bine ca înainte? Poate să fie. Adică eu sunt că el poate să găsit pe cineva acolo, Iana, și nu vrea să-mi spună, nu vrea să... Adică el, da, recunosc că e închis în sufletul lui ea. Și poate să blocați, să găsiți pe cineva așa, adică nu vreți să mă contacteze. Din câte am înțeles eu, ceva se întâmplă acum între voi și rudele drepte a lui Mihail. Ziceai tu colegilor mei că ar ascunde ceva ei de tine? Doamna Natalia, eu când a dispărut soțul meu, eu prima am apelat la sora lui. După, eu am apelat la nana Nina lui de la Ucraina, că zic, poate dacă nu a apărut în 3 zile acasă, au plecat la dânsul în ospiție, că el tare des să duce... că noi eram la Rusia. Ne-au spus că nu a fost acolo. Sora lui s-a dus și a depus cereri la poliție. Primele săptămâni, să zic așa, aproximativ, până pe data de 25 mai, mă sunau toți. Fratele lui socru meu de Ucraina, Sergei Cerneschi, mă sunau toți. Îmi dădeau, îmi spune cum să faci, în ce să faci. Îmi cereau bani, mi-au cerut, chiar să zic așa, aproape 300 de euro că-i pe teritoriul Ucrainei ca să duc să depui o cerere la poliție. Și am spus că chiar atâția bani trebuie, că ești pe loc. Și până pe data de 25 o să nu legătura cu mine. După data de 25 nu mă mai sunau, nu mă întrebau, că eram în stres, am căzut în spital. Nimeni nu m-a întrebat și cu mine. Ești eu tare ghine, că eu mă sunt tare rău. Galina, dar mai devreme părinții tăi spuneau că Mihail ar fi putut să se încaiere cu cineva din autocar și știu că tu ai discutat cu pasagerii care erau acolo. Ei ce ți-au spus? Problema intră asta, că da, el cum a dormit acolo, Iana, el dormea foarte, foarte strâns, spune băietul și ala. Când a ieșit afară la benzinărie, au spus că l-a trezit într-un fel. El nu s-a trezit, el dormea totuși. Eu a ieșit. Problema intră asta că poate o făcut ceva în autocar, nu pot să spun, nu știu și poate s-a întâmplat. Că băieții care era cu dânsul au spus că când s-a întors din benzinărie, adică cu cafeaua, el deja era la ușa autocarului jos, la pământ, plin de sânge. Echipa noastră a vorbit cu unul dintre acești bărbați împreună cu care Mihail a pornit la drum în Portugalia. Haideți să auzim acum împreună ce ne-a povestit el. Atenție! Prima dată el dormit în scaun, în autobuz dormit. Când m-am întors înapoi de la liceu, la zapravca asta, eu l-am văzut deja jos pe dânsul și am văzut că rămădiți oameni mult în prejurul lui. Nu a spus că el, cum pătrezi din somn, sunt șopta ca țara pe șerează. Eu am văzut jos, mă rog, știți cum, șopta îngheță limba, nu știe. Și noi, Mișa, l-am întrebat și cu tine, el era cu ochii tuburi, parcă avea halucinații. Presupun că el avea o criză și respectiv aceasta a cauzat, a provocat ceea ce s-a întâmplat acum la el, respectiv eu totuși sper că el e bine. Sau cel puțin e în viață. Da, e în viață. Мне также непонятно, почему первое видео, то есть, так скажем, более старое, оно есть, а более свежее, оно пропало. То есть, когда второй раз он сбежал из больницы, да? Да, да, то есть, ну, как правило, когда пропадает человек, обращаются... Да, то есть, первый раз он вышел из больницы, видео как-то оно оказалось, а второго видео не оказалось. Был ли он вообще второй раз в больнице? Доказательств нет. То есть наличие паспорта и сумки – это не подтверждение. Foarte, foarte mare dreptate are. Plus, când i-am debănuit la spital, că este ceva suspect acolo, pentru că dacă el a căzut a doua oară și l-a dus din stradă, a spus că era pălitare la cap, deși m-a chemat imediat poliția să investigheze. Poate într-adevăr pe dânsul l-a bătut cineva în stradă, dar poate s-a întâmplat a doua oară altceva, deși m-a chemat poliția, deși l-a lăsat așa spre ei. Haideți să auzim ce le-a spus polițiștilor șoferul autocarului în care Mihail se îndrepta spre Portugalia. Atenție! Din declarațiile șoferului, în dimineața zilei de 7 mai, autocarul cu pasageri a ajuns în Ucraina, unde au făcut o pauză, timp în care bărbatul de 36 de ani
s-a simțit rău. Peste puțin timp, bărbatul a zis că se simte mai bine și își poate continua călătoria. Peste aproximativ 150 de kilometri, ajuns în orașul Lvov, stația Pecu-Oco, au mai făcut un popas unde câțiva pasageri au anunțat șoferul că bărbatul respectiv a pierdut cunoștința și a căzut. Bărbatul a fost spitalizat cu toate lucrurile personale, inclusiv pașaportul. După aproximativ 2 ore, autocarul și-a continuat deflăsarea, dar bărbatul respectiv a rămas în spitalul din Lvov. Eu cred că el e viu și sănătos și de Doamne să fie sănătos și mai departe. Consider din care motiv, dacă ați observat fotografia la ieșirea lui din spital, nu iese o persoană bolnavă din spital în așa formă cum arăta el. Arăta destul de bine, de Doamne să mai arăți și alți oameni așa cum arăta Mihail. Dacă Mihail nimerea în spital în stare gravă, credeți-mă că medicii nu au avut să-l lese într-o secție simplă, îl muta ori în secție de terapie intensivă sau în reanimare, în dependență de starea lui. Deci starea lui era destul de normală, pentru care medicii au fost liniștiți și nu i-au atras atenția mare care trebuie să-i atragă ca la o persoană care este bolnavă grav, să zicem. Deci, eu cred că el undeva este prin Ucraina, mai mult decât precis, și-o făcut în concertificat. Totuși, el a plecat din spital lăsându-și toate lucrurile personale, inclusiv actele. Despre ce ar vorbi să asta? Să nu se supere Mihail, dar dacă Mihail a înșenat toată treaba asta, le-a lăsat pe toate în spital, ca să arete că el e grav cu dânsul și s-a dus acolo unde avea el de gând să duc. Ну, я не знаю, он мне не вызывает впечатление какого-то актера, способного, там, одолжив у родных там, 800 лей, за 800 лей, там, если бы хотел пропасть, одолжил бы там 2-3 тысячи евро, может быть, и придумал бы историю какую-то, и пропал бы точно, да? То есть точно он не готовился пропадать? Нет, он не готовился. Если бы готовился, поодолжил бы у всех, у кого можно, и потом бы пропал бы, допустим, ну, как вариант. Вот, поэтому, не знаю, там, версия жены по поводу того, что у него там кто-то есть... Ну, я не знаю, вот парень точно знал, что есть у него кто-то. Eu totuși cred totuși că el ceva avea la cap și asta și l-a făcut să-și piardă pe o perioadă memoria, nu știu. Să dea Dumnezeu sărmanul să fie bine, să dea Dumnezeu să fie sănătos. Și Galina, dragă, da, să știi că pentru a scrie o cerere la poliție că ți-a dispărut bărbatul, nu trebuie puișor să plătești 300 de euro. Vă mulțumesc din toată inima la toți care v-ați implicat în cazul meu. Chiar vă mulțumesc până la lacrimi. Și noi îți mulțumim, Galina. Te rog să rămâi cu noi pe fir. Noi am întrebat oamenii legii și despre măsurile de căutare pe care le întreprind ei în acest caz. Haideți să-i auzim. În cadrul acelui dosar de căutare, poliția din Ialoveni a transmis solicitări către Direcția Cooperare Polițienească Internațională pentru a verifica dacă bărbatul de 36 de ani din Costești ar fi traversat frontiera de stat, intrare-ieșire pe teritoriul Ucrainei și României. Ca urmare a fost recepționat răspunsul, precum că acesta ar avea doar intrare în Ucraina din 6 mai 2021, prin punctul de trecere a frontierei Criva Mămăliga, iar informația despre părăsirea teritoriului Ucrainei nu se atestă. Fiind solicitată informația prin intermediul Serviciului Tehnologii Informaționale, cu privire la informația despre aflarea bărbatului de 36 de ani pe teritoriul statelor CSI, deocamdată a fost recepționat răspuns doar de la autoritățile Federației Ruse, precum că bărbatul nu figurează pe teritoriul țării. Noi am adresat o solicitare către polițiștii din Lvov și către ambasada Republicii Moldova în Ucraina. Până în ziua imprimării emisiunii nu am primit vreun răspuns din nicio parte. Codul civil prevede faptul că ai dreptul, după ce s-a scurs un an din momentul de când soțul tău a plecat fără veste, să depui actele respective la judecată, să-l declare pe bărbatul tău dispărut, că de altfel o să ai probleme cu fetele în Italia sau unde se află ele. Trebuie de fiecare dată acordul tatălui să-l ai. Deci la alte relații civile ai putea să ai și ca să nu alergi atunci prin instanță de judecată să obții documentul, să o împlinit anul, fă lucrul ăsta fără nicio sincheseală, fără rușine, că așa la cod civil prevede că în cazul în care persoana dispărută se întoarce, se anulează toate și se începe viața normală cum trebuie să fie. Dar pregătită pentru asta trebuie să fie.
Eu cred că trebuie să continuați să aveți o legătură strânsă cu organele noastre de poliție și totuși ei să încerce să lucreze un pic la alt nivel, pentru că este una când se duc oamenii simpli și discută cu poliția de acolo, cu organele de acolo, și este cu totul la alt nivel când se discută colegial și e altfel un pic. Așa că, Galina, putere, poate ar fi cazul să vii și pe acasă, pentru că ți-ar fi mai ușor să rezolvi problema decât de la distanță, ai mai fi aproape și de copii. În rest, sănătatea lui Mihail, atâta pot spune, vouă putere, putere, iar putere. E foarte complicată, într-adevăr, situația. Unica ce eu pot spune că lipsa de comunicare între membrii familiei poate provoca, într-adevăr, niște situații care pot duce la situații în care noi am ajuns la moment. Eu sper că Mihail este ok. El ne vede sau cineva din rude vede și o să revină la familie, cel puțin la copii. Вот, într-adevăr, putere și мобилизация. Вы знаете, проблема вообще в целом пропажи людей в нашей стране, она настолько остра, насколько вот, ну, ее не озвучивают нигде, а она существует. Допустим, согласно статистике на портале правительственном портале открытых данных МВД, за 2020 год пропало около 24,5 тысяч человек, то есть они были объявлены в розыск по разным причинам, да, там и преступники, и просто пропавшие без вести. Так вот, установлено местонахождение чуть больше 7 тысяч, то есть 30% раскрываемости. То есть это цифры просто огромные. То есть мы говорим о том, что 70% людей не находят. То есть не нашли. Может быть, их найдут попозже. То есть сейчас у нас ситуация следующая. Находится Михаил в стране, где население, ну, как минимум, в 10 раз больше, чем у нас. Поэтому здесь, как иголка в стоге сена, если у нас, как бы, ну, тяжело, но справляются, да, тяжело это все. То есть, возможно, там не легче им. Если он потерял память, если с ним что-то случилось, и он где-то находится, а те люди, он придумал себе какую-то историю, может быть. Такое бывает тоже. И лично от себя я попробую связаться с коллегами с Украины, тоже волонтерскими движениями, попробовать. Но я видел, что они уже подключались, то есть ориентировки я видел. Здесь не сдаваться, идти до конца. То есть вот, как коллега говорил, пока он без вести пропавший, потом объявлять именно в розыск, то есть требовать открытия уголовного дела, чтобы его искали. То есть это сдвинет быстрее, так скажем, с мертвой точки. Не сдаваться. Iar eu voi face un apel către spectatorii noștri. Vă rog să priviți atent această fotografie afișată acum pe ecran. Dacă cineva cunoaște detalii despre locul aflării lui Mihail Cernalevski, vă rugăm să apelați la 112 sau să contactați redacția noastră. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc. Să-i aveți pe cei dragi mereu alături.